bun găsit, prieteni! O copilărie fericită urmată de o adolescență zbuciumată între viață și moarte. O carieră științifică remarcabilă, apreciată la cel mai înalt nivel internațional. Sunt două dintre elementele biografiei invitatului meu de astăzi. Vă invit să-l cunoașteți. Bine ați venit! Eu mă bucur că vă întâlnim. Vă rog să luați loc. Domnule profesor universitar Mircea Sanduloviciu, mama dumneavoastră v-a născut într-o zi de 15 ianuarie. Ziua și luna coincid cu cele ale marelui nostru poet Mihai Eminescu. V-ați gândit vreodată că această dată de naștere să se fi răsfrânt și asupra carierei dumneavoastră magia datei acestea? Nu, personal nu m-am gândit, însă colegii folosesc acest lucru pentru a mă felicita de ziua de naștere. E onorant să te fi născut în aceeași zi cu, și aceeași lună cu Eminescu. Da. Și numele este... Deci numele meu este tot... modificat din partea austriacă, din Sandu, în Sandulovici. Cum s-a întâmplat? Era sub dominație austriacă când se încerca ca românii din Bucovina să fie oarecum... Numele trebuia să fie într-un anumit fel modificat din Sandu în Sanduloviciu acum, fiindcă tata a modificat această nume. Vorbind de Eminescu, aș rememora câteva versuri ale sale în care spune: ce etern, cine consumă sâmburile aurit de soare, cine firele albastre și înstelate le întoarce la creațiunii carte. Cine firul lung îl toarce din fuiorul veșniciei până în ziua de apoi. Iată, și Eminescu avea preocupări cosmogonice și pe dumneavoastră vă preocupă începutul vieții. Da, problema aceasta a apărut de mai mulți ani și am încercat să public lucrări în acest domeniu care au fost
preluate la nivel internațional și remarcate. Ați creat o structură gazoasă încărcată electric, care prezintă toate caracteristicile unei forme de viață. Da, o formă de viață care nu este analogă vieții care trebuie să conțină în prezent și reacții chimice și este bazată numai pe fenomene fizice și din această cauză este și denumită viață anorganică. Este vorba de un dispozitiv de laborator în care, în urma faptului că se produce o scânteie electrică și apare o plasmă denumită foarte fierbinte, locală, aceasta se dezvoltă sub forma unei sfere care, în urma unei evoluții, se devine autonomă și are proprietatea de a face un schimb de energie și materie cu exteriorul și prin aceasta reușește să trăiască, să-și mențină existența. Fenomenele analoge în natură sunt sau este fulgerul globular. Acolo un fulger liniar, după un trăsnet, lovește suprafața Pământului, se face o plasmă fierbinte și această plasmă se desprinde de la suprafața Pământului, plutește deasupra suprafeței Pământului la un metru aproximativ și se deplasează dezordonat și dispare după aproximativ câteva minute datorită faptului că mediul care o înconjoară nu mai are nutriția necesară ca să se automențină mai mult timp. Aceste cercetări ale dumneavoastră vin să contrazică ceea ce spune Biblia, apariția vieții pe pământ? Poate că, conform Bibliei, în special de la început, da. Însă nu contrazice faptul că a existat un Dumnezeu și că Dumnezeu, prin aceea că a făurit materia, a înzestrat-o și ca să se dezvolte sub formă de primele celule care după aceea există și teoria lui Darwin, până la urmă au ajuns la situația care este în prezent. Dumneavoastră credeți în existența unui creator? Cred în existența unui creator, fiindcă văd cât de minunată este această natură care ne înconjoară și modul cum se dezvoltă și cum evoluează. Apreciați, deci, că religia și știința pot coabita? După mine, foarte bine. Știința și religia poate coabita. În sensul că eu cred că ar fi necesare la început câteva modificări în ceea ce privește apariția vieții. Cum au fost apreciate cercetările dumneavoastră la nivel internațional? Au fost recepționate de majoritatea din lumea științifică prin aceea că a apărut un articol în revista cea mai importantă în care se sezizează ceea ce a apărut nou în știință și în urma acesteia toate agențiile de presă de fapt au publicat acest rezultat. El apare și în ziare americane, englezești și din toate țările, inclusiv în România, au apărut aceste rezultate preluate, de fapt, din presa străină. Plecând de la cercetările dumneavoastră, ați ajuns și la colaborări cu alte universități, cu alți oameni de știință? Am colaborat foarte mult cu universități din aproape multe țări ale Europei,
De exemplu, Polonia, Danemarca, Germania de Est, primul rând, apoi Germania actuală, Austria, Franța și încă multe universități. E o bucurie ca școala românească de fizică să fie apreciată la acest nivel, un nivel prestigios. Eu cred că da, fiindcă în aceste articole se menționa totdeauna că este vorba de un rezultat obținut la o universitate din România, și anume din Iași. Menționez de fapt că am aflat acest lucru, că a apărut și în The Guardian în Anglia, datorită faptului că un student din Anglia a telefonat unui rude ale mele că uite că a apărut un articol despre un român care lucrează la Universitatea din Iași. Și toate aceste rezultate, toate aceste succese au fost plămădite prin strădanii și prin profunzimea cercetărilor. Cât timp au durat? Când ați început primele experimente? Deci primele experimente le-am început odată cu doctoratul, sub conducerea profesorului Constantin Mihul, odată cu angajarea mea direct de la, din cadrul Facultății de Fizică la catedra domnului profesor Constantin Mihul. Și am obținut doctoratul. Cu ce temă? O temă referitor tocmai la aceste fenomene care se produc în instalațiile cu plasmă. Adică este vorba de acele mingi de foc care au proprietatea de a se dezvolta atunci în medii potrivite. De obicei spunem că cercetătorii științifici sunt alergători de cursă lungă, sunt solitari. Cum este în cazul dumneavoastră? Eu am avut colaboratorii cu care am avut rezultate, spun, deosebite, care au contribuit prin munca efectuată în cadrul laboratoarelor care, de fapt, le-am înființat în urma unui, sau le-am dotat în urma unui contract, primul contract cu o bancă mondială în valoare de peste 100 de mii de dolari, și în cadrul acestor laboratoare, mai întâi studenți cu care am început activitatea științifică, aceștia fiind încadrați la facultate, au urmat doctoratul la mine și în prezent colaborez cu majoritatea lor. Este vorba de așa o școală denumită de fizica plasmei, care este cunoscută sub acest nume la nivel național și internațional. Un titlu generic care definește un grup de specialiști care studiază la rândul lor fizica plasmei. Nu? Da, este vorba de domnul profesor Gheorghe Popa, fost rector în două legislații a Universității din Iași, de profesorul Mihai Toma, care a fost prorector, s-a ocupat cu problemele științifice și în prezent am colaboratorii, zic eu, foarte buni în conferențiarul Popescu, care este în prezent decanul facultății, și conferențiarul Dimitriu. Dar există și foarte mulți tineri, între care, de exemplu, domnul Talașman, lector. Această școală de fizică a plasmei își propune anual proiecte, cercetări speciale. Care este aplicabilitatea, care este finalitatea pentru publicul larg, pentru viața cotidiană? Pentru viața cotidiană pot să vă spun că cercetarea aceasta cu
cu aceste fenomene care apar în descărcările electrice și în special la mingii de foc, a fost utilizată în Statele Unite pentru a realiza un dispozitiv care să producă prin reacții nucleare energie printr-un alt procedeu decât în prezent. Și profesorul care în America s-a ocupat de fapt de această problemă, lucrând cu un colaborator chinez, a fost condamnat de fapt în Statele Unite pentru faptul că a inițiat în acest domeniu și cercetători care de fapt nu erau americani. Deci domeniul este deosebit de important pentru a produce pe o altă cale energie. Mecanismul de producere a acestei energii este o transformare de fapt a energiei termice din univers în energie electrică. Și în urma acestei transformări în energie electrică sunt realizate deci mașini electrice care sigur că produc lucru mecanic și toată aparatura științifică care funcționează se bazează de fapt pe electricitate. În România, finaluri de acest gen au existat? Vedeți în viitor materializarea cercetărilor dumneavoastră și într-un plan practic? Dacă s-ar acorda fonduri corespunzătoare, persoanele cu care în prezent colaborez cred că au capacitatea de a face sau de a obține astfel de rezultate importante. Din alt punct de vedere însă, fiind vorba de cele lucrate de mine, aceste instalații au energii mici, însă local, deci la nivel sub, de ordinul celulelor, energia, concentrația este foarte mare. Însă este dificil să fie extrasă în prezent, fiindcă nu există metode. Viața este, de exemplu, o formă de a extrage în acest fel energia din univers. Și din această cauză, de fapt, și celulele evoluează în funcție de felul cum evoluează mediul. Adică este toată evoluția de la apariția primii celule în condiții când nu exista substanță chimică și oxigen molecular, când viața era fără reacții chimice și acea parte a vieții după apariția pe suprafața Pământului a substanțelor chimice și a acestui oxigen molecular care este esențial, că prin arderea lui se produce căldură și care a condus în continuare la ceea ce se cunoaște, la această minunăție care este de fapt natura. Domnule profesor Mircea Sanduloviciu, permiteți să vă întreb dacă în copilărie vă mai amintiți, erați născocitor, erați curios, erați căutător de nou sau de a descoperi diverse fenomene? Eram foarte interesat drept copil, deci încă înainte de școala primară am avut acvarii în care urmăream modul cum se dezvoltă plantele și vietățile care erau în acvariu. Pot să spun că am avut și un așa numit terarium în care erau crescuți șerpi și broaște țestoase cu care am făcut cunoștință. Începând cu 7 ani am studiat și m-am minunat de felul cum se comportă albinele. Am avut stupi
Și toată viața, de fapt, m-am ocupat de ceea ce se întâmplă în natură. Unde ați copilărit? Am copilărit în Ardealul de Nord, de fapt, care a fost sub ocupație maghiară. După un timp, în comuna Rodna, în comuna Anieș, până în județul Bistrița Năsăud. În județul Bistrița Năsăud, până în momentul când părinții, deci tata, care era inginer silvic, a fost transferat în Ungaria, în localitatea Miskolc, unde urmea să lucreze la un conte Esterházy, la administrarea pădurilor care erau proprietatea acestuia. Dânsul a refuzat, am rămas deci cu familia din Anieș, ne-am mutat la Bistrița și de acolo tata, după un an fără serviciu, a fost angajat la o firmă denumită Regna, care era proprietatea unor țărani români, denumiți de fapt grănicieri, datorită faptului că Maria Terezia i-a împroprietărit cu păduri, având ca scop ca aceștia să apere această parte a graniței Imperiului Austriac atunci când era necesar. Tata, fiind însă angajat acolo, a fost nevoit să lucreze într-o altă comună la o anumită distanță de Bistrița și în cazul transportul acolo se făcea cu un tren forestier în care lemnul era transportat din comuna Leșu într-o altă comună, Ilva Mică, unde era o fabrică de prelucrare a lemnului. Panta șinelor era astfel orientată încât se putea circula cu un vagonet fără tracție. Tata, odată întorcându-se cu un astfel de vagonet, a avut un accident și a fost găsit mort pe șinele de cale ferat. Ce vârstă aveați dumneavoastră? Eram în clasa a doua de liceu. Bistrița, fiind amenințată să fie ocupată de trupe sovietice, mama, care era de fapt originară din Viena, a hotărât ca să ne refugiem la tatăl ei, care avea acolo o locuință modestă, și ca urmare am întrerupt liceul o perioadă. Am construit acolo chiar un adăpost în interiorul pământului și că acolo, chiar deasupra adăpostului, au venit trei soldați germani care au montat o mitralieră. Eu aveam atunci, cred că, 14 ani. Dânsii comentau faptul că, de fapt, și eu aș putea să fi fost soldat german. Deci eram sigur cetățean român și n-avea de a face nimic cu acest lucru. Dar acolo, deci, trupele sovietice au ocupat regiunea. Ne-am adăpostit într-o pivnița unei case. Acolo pot să vă spun că o persoană a decedat. Însă imediat după ocuparea Vienii de trupele sovietice, mama s-a adresat ambasadei pentru a efectua formele de reîntoarcere în România. Cât timp ați stat la Viena? Am stat un an și jumătate, unde am întrerupt studiile liceale. Era în timpul războiului? Era în timpul războiului. Ne-am întors după război. Când v-ați întors în România, mama, ce-ar fi dorit să faceți mai departe?
Deci m-am asigur că avut grijă, în primul rând, ca eu să continu liceu împreună cu fratele meu, care are 2 ani mai puțin, și cu ajutorul inspectoratului de învățământ din Bistrița, care, de fapt, persoanele de acolo îl cunoșteau și pe tata, am fost înscris după un rând de examene care le-am dat pentru a finaliza anul 2, am fost înscris în anul 3 de liceu în orașul Bistrița. Mie îmi plăcea în mod special fizica și matematica. Deși ați avut șerpi, vă plăcea natura, aveați grijă de albine când erați copil. Am avut și un profesor de biologie care îmi plăcea foarte mult modul cum îi expunea. De fapt, am fost influențat sau am avut ca exemple deosebite pe profesorii de fizică și chimie, de matematică și de biologie. Pot să spun că parțial unii din profesorii mei au fost arestați și deportați la canal și o parte din ei au murit acolo. Din această relație sau din această admirație a dumneavoastră pentru dascăl, ați încercat în perioada cât ați predat la catedră să fiți, să deveniți și dumneavoastră un model pentru cei mai tineri? Eu nu pot să spun sigur că acest lucru. Eu am încercat prin modul, prin felul cum mi-am desfășurat activitatea și prin modul că am reușit să antrenez foarte mulți studenți cu care am lucrat la seminarii în activitatea de cercetare și prin aceasta mulți dintre ei în prezent sunt cadre didactice chiar în cadrul Facultății de Fizică. Am menționat câțiva, dar și cercetători la București, la Institutul de Fizică din București și la diferite universități, cum a fost Suceava, Galați și Cluj. Credeți în puterea exemplului personal? Eu sunt convins că și pentru mine au fost profesorii despre care vă amintesc, au fost exemple deosebite. Care v-au dat un imbol, nu? Da, pot să vă spun de exemplu și în particular că, de fapt, un profesor care nu era de specialitatea de fizică sau asta, ci de latină, în timpul când am trăit relativ greu la Bistrița, văzând odată că în timpul iernii probabil nu aveam o încălzăminte corespunzătoare, mi-au adus acasă, ca drept cadou, niște bocanci. Deci am rămas deosebit de impresionat de modul cum a încercat în continuare să ne ajute în acea perioadă când mama avea un salar foarte mic. Vorbiți nu numai de partea profesională, iată, demonstrați că și partea umană, relația dintre dumneavoastră și oamenii din preajmă a fost foarte importantă. A fost esențială pentru mine. Fără a avea aceste relații, sigur că probabil că evoluția mea ar fi fost alta. Ați rămas consecvent pentru fizică? Pentru fizică, fiindcă asta era idealul meu. Chiar la alegerea, la început a universității am dat examenul de admitere la universitatea, de fapt, de la Cluj. Am urmat acolo anul întâi. După anul întâi, secția aceasta de specializare a fost desființată și la propunerea Consiliului Facultății de Fizică am fost selectat într-un anumit fel să-l însoțesc pe domnul profesor Vescan. Profesorul Teofil Vescan. Teofil Vescan, care fiind numit rector, prorector la Universitatea din Iași, a dorit să
ia cu dânsul câțiva studenți de la Universitatea din Cluj, care să finalizeze studiile în domeniul fizicii la Universitatea din Iași. Astfel am avut ocazia să rămân și să-mi finalizez aceste studii la Iași și să rămân în continuare la catedra domnului profesor Constantin Mihu. De ce v-a ales și pe dumneavoastră în grupul acela? Bine, sigur, lucrurile se făceau în legătură cu la propunerea unor profesori care cunoșteau activitatea studenților din anul respectiv. Deci, profesorii din anul întâi au considerat că eu sunt persoana care ar corespunde. Erați studios? Erați perseverent? Studios, sigur că eram, dar eram pasionat să port discuții cu aceste persoane și dânșii acceptau, de fapt, aceste discuții. În special era profesorul de mecanică teoretică sau în cadrul laboratorului de fizică generală, un profesor Marian, care prin aceasta, de fapt, m-au cunoscut și, în concluzie, am avut posibilitatea să urmez mai departe fizica la Iași și să o finalizez aici. Mama, ce reacție a avut? Iașiul era destul de departe și este destul de departe Bine, de Cluj. Mama a rămas la Bistrița o bucată de vreme. A lucrat ca dactilograf la început la o fabrică de cherestea de la Prundul Burgăului. Însă după încadrarea mea la Universitatea din Iași și a fratelui meu, care și el a obținut rezultate excelente la cadrul studiilor și ca urmare a fost încadrat la aceeași catedră cu mine, am adus pe mama la Iași, unde am cumpărat atunci, într-o valoare de 36.000 de lei, o casă care era aproape să fie dărâmată, dar care între timp fratele a făcut-o funcțională și în care trăiește și în prezent. Și iată, de atunci până astăzi, aproape 7 decenii au trecut, ați devenit ieșean ca și cum ați fi fost dintotdeauna. Da, se întâmplă câteodată când am fost la București ca persoanele să facă remarca că am început să vorbesc mai moldovenește. Cercetător științific și cadru didactic, spre care dintre cele două preocupări ați înclinat mai mult? Ce v-a plăcut? Să transmiteți cunoștințe sau mi-a plăcut să transmit. Să căutați dumneavoastră. Nu am încercat să transmit cunoștințe la seminarele pe care le-am avut cu studenții. Cred că am avut succes, fiindcă foarte mulți dintre studenți au, până la urmă, m-au ales pe mine ca persoană care să dirigez activitatea în cadrul cercurilor științifice. Faptul că au lucrat cu mine și că au publicat rezultate chiar în reviste științifice, a făcut ca ei să fie încadrați la facultăți și la institute de cercetare. Deci și activitatea didactică m-a pasionat, fiindcă chiar am elaborat un curs de mecanică, însă scris într-un mod original, pusând disebit de cele clasice, cu anumite fenomene care, de fapt, sunt, din punct de vedere, în prezent, discutabile. Este problema așa numitului titirez, care este, de fapt, un giroscop care execută o mișcare interesantă, neexplicată încă, de exemplu, neexplicată prin faptul că dacă acest aparat se pune pe un cântar,
și să cântărești când nu ești în funcțiune, are anumită greutate, iar când ești în funcțiune, deci rotește, greutatea se modifică. Deci sunt lucruri chiar în fizica clasică care sunt interesante și eu le-am menționat în acest curs. Era și o provocare pentru studenții noastre de a pune mintea la contribuție și de a găsi soluții. Am găsit soluții. Foarte mulți dintre studenți care, de fapt, erau pasionați și care au făcut acest lucru. Sigur că mai târziu am colaborat cu mulți, am publicat, dacă luăm așa, vreo peste 300 de articole științifice, dacă luăm și acelea, poate în, la conferințe mai mici, chiar mai multe. Deci, ele sunt publicate în cele mai importante reviste. Am participat la multe împreună cu colaboratori, fiindcă am avut posibilitatea, fiindcă contractele care le-am făcut să fie finanțate aceste deplasări. Deci, m-am deplasat de două ori în Japonia, m-am deplasat de vreo poate 5-6 ori în Austria, în Danemarca, în Germania, la Paris, în Franța. Deci am avut ocazia ca împreună cu persoanele cu care lucrez, am menționat dintre aceștia, să realizez un colectiv în care m-am simțit foarte bine la Universitatea de Iași. Am fost și, pot să spun, deci am avut o colaborare cu un profesor Ceap, Ferdinand Ceap, început această activitate în urma unei conferințe denumite de la Helsinki, conferință de pace, în care au participat țările din Europa de vest și de est și în care s-a stabilit să se încerce inițierea unor colaborări științifice. Și ca urmare, Ministerul de Externe din București a hotărât ca Universitatea din București să ia contactul cu Universitatea din Viena, Universitatea din Cluj cu Universitatea din Graz și Universitatea din Iași cu Universitatea din Innsbruck. Acolo am cunoscut pe acest profesor Ceap, care a propus să se facă în continuare un schimb periodic, anual, de aproximativ 2 săptămâni, în care cadre didactice de la Innsbruck să lucreze la Universitatea din Iași și cadre didactice de la Iași să lucreze la Universitatea de la Innsbruck. Prin ce sunt aceste colaborări fructuoase? La Universitatea din Innsbruck a fost preluată, de fapt, tematica care a fost inițiată la Iași. A fost construită o instalație specială de laborator cu posibilitățile care le aveau ei de acolo, în care se studia și au fost publicate foarte multe lucrări în legătură cu această minge de foc. Au venit, de exemplu, cercetători din Japonia care lucrând și din America, care lucrând la Universitatea din Innsbruck, au făcut cercetări din același domeniu, adică cu aceeași tematică și există foarte multe lucrări în care suntem și citați și noi, fiindcă am fost inițiatorii acestei direcții de cercetare și, ca urmare, suntem în prezent încă cunoscuți. Mari fizicieni vă citează și pe dumneavoastră în lucrările lor. Da. Pot să spun că faptul că rezultatele de la Iași au fost remarcate la nivel internațional este și organizarea în ultimul an a cele mai importante conferințe din domeniul în care lucrez eu și care lucrează și colaboratorii mei, deci unul este domnul profesor Gheorghe Popa, care conduce în prezent școala de fizică a plasmei,
El, participând la o conferință în Lisabona, internațională, care este ținută la 2 ani odată, i s-a propus ca viitoarea conferință să fie organizată la Iași. Și ca urmare am avut, de fapt, această conferință la Universitatea din Iași. Sigur că merite deosebite are domnul profesor Popa în privința faptului că, prezentând acolo și unele din rezultatele noastre la o expunere mai generală, a reușit să convingă Comitetul Internațional ca să aleagă Iașul ca loc în care să se efectueze următoarea conferință. Ați avut și aveți încă legături strânse cu Universitatea din Greifswald, Germania. Da, aceste legături au fost între începute când Greifswald era în Republica Democrată Germană. În urma vizitei unui profesor de acolo, la Universitatea din Iași, care m-a invitat să prezint la Universitatea din Greifswald câteva conferințe, am fost acolo, am expus aceste conferințe și, la propunerea lor, a fost încheiat un contract la nivel de universități care prevedea un schimb periodic la începutul vacanței a unui grup de studenți români acolo și germani în România care urmau să efectuaze cercetări în laboratoarele de acolo, de fapt activitate didactică, și că în urma acestui fapt am fost de foarte multe ori ca conducător de grup a studenților români la Greifswald și am avut ocazia să discut acolo cu profesori, invitat chiar acasă. Am văzut că și acolo foarte mulți nu erau deosebit de entuziasmați de regimul care există. În relațiile cu profesorii de la universitățile cu care ați avut contacte, exista și o componentă umană sau doar una profesională? În timpul dialogurilor reușea să vă apropiați, să vă creați prietenii, amiciții? Sau totul rămânea la nivel de activitate științifică? Nu, erau și amicii și pot să spun că după instaurarea regimului nou în România, după răsturnarea regimului comunist, mulți profesori, de exemplu de la Greifswald, ei având deja șansa de a fi uniți cu Germania de Vest, au intervenit în sensul că au trimis aparatură și materiale pentru laborator, dar nu numai aceste lucruri, chiar alimente, deci pachete cu codimente care de fapt în România nu s-au găsit în timp și... Domnule profesor Mircea Sanduloviciu, nu v-a tentat niciodată să rămâneți într-una din țările pe care le-ați vizitat? Deci pot să spun că profesorul Ferdinand Ceap a făcut o vizită cu un scop special, deci în afara acelui schimb periodic la Universitatea de Iași, din Iași, mi-a propus să mă mut la Universitatea de la Innsbruck pe postul unui profesor tot de fizică, profesorul Kolb, care a fost și rector a Universității de la Innsbruck și care a fost pensionat. În ce an se întâmpla? Păi nu. Înainte sau după 90?
înainte de 90, pe timpul regimului lui Ceaușescu în România. Și sigur că această propunere, într-un anumit fel, dacă să vorbim financiar, poate că ar fi fost favorabilă pentru mine și poate nu numai favorabilă, ci și îmi permitea să obțin împreună cu cercetătorii austrieci și rezultate care obținute în cadrul unor instalații mai perfecționate să fie poate mai bune decât în cele în România, dar am fost legat de acest colectiv de la Universitatea din Iași și după cum se vede, am rămas la Universitatea din Iași și n-am folosit această ocazie și sunt foarte bucuros de acest lucru, fiindcă am colaboratori și în prezent foarte buni. Nu ați dorit să plecați nici măcar la București, mai aproape de Academia Română, mai aproape de Universitatea din București, una prestigioasă? Da, după doctorat pot să spun că academicianul Eugen Bădărău mi-a propus să mă mut la Institutul lui de Fizică pe care îl conducea la București. Chiar spunându-mi că are impresia că la Universitatea de Iași aș putea să fie piedici în ceea ce privește promovarea. Au fost atitudine particulară atunci a decanului de atunci, care nu știu din ce motive, poate și din motive că doctoranzi de-a lui au trecut de la dânsul sub conducerea mea, a avut o atitudine care îl făcea pe profesorul Bădărău să creadă acest lucru. N-ați dat curs invitație? N-am dat curs invitație. Pot să spun că profesorul Bădărău a publicat într-un ziar central un articol în care sunt menționat și eu cu rezultate deosebite în domeniu, în care sigur că a lucrat și el, fiindu-mi și conducător de doctorat. Dincolo de loialitatea vis-a-vis de Universitatea Alexandru Ioan Cuza și Iașul cultural, Iașul spiritual a contribuit la rămânerea dumneavoastră aici? Pot să spun că m-am simțit toată viața foarte bine prin faptul că eram liber să fac o activitate care m-am mulțumit din toate punctele de vedere. Privind înapoi de la înălțimea și de la înțelepciunea experienței și vârstei de acum, v-ați mai fi dorit să fi realizat ceva și n-ați reușit până acum? Nu pot să spun că de dorit îmi doresc și în continuare. De exemplu, în prezent redactez, am publicat două cărți în ultimii ani în Statele Unite, la cererea lor, deci fără plată din partea mea. Aceste cărți se referă la originea fulgerului globular, un articol publicat într-o carte, primul articol publicat de mine și soția mea, care lucrează în același domeniu. Am avut acest avantaj de a putea colabora și în prezent redactez încă un articol care sper să apară și dacă se acceptă ideile din acest articol să stârnească o anumită vâlvă, să zicem, la nivel științific, cum de fapt a fost și primul articol privind originea vieții. Ne dezvăluiți subiectul? Da, este
un nou model în care se demonstrează că, de fapt, capacitatea unor sisteme fizice la nivel subatomic de a transforma energia termică în energie electrică și de a le face în acest fel funcțional, fiindcă aceste structuri, dacă se combină între ele, alcătuiesc mașini, între care și sistemele biologice sunt astfel de mașini. Eu pot să spun că unele din rezultatele mele sunt publicate în cărți unde se spune, se vorbește de așa numite mașini biologice care, de fapt, lucrează la fel ca și celulele vii. Ei, și prin acest, demonstrând, să zicem, acest lucru prin experiență de laborator, sper ca articolul să fie acceptat. În acest sens, au fost publicate, de exemplu, un film în America, în legătură cu un articol al meu. O societate de filmat din America și-a dorit, a propus ca să, de fapt, facă fotografii la Universitatea din Iași. Poate că acest lucru ar fi interesant să fie efectuat. Nu a fost efectuat până în prezent, dar rezultatele sunt deosebit de impresionante când le vezi direct în laborator și par incredibile. Așa, pentru... Sigur că publicul larg știe foarte puține, poate, despre fulgerul globular, care, de fapt, sigur că este o celulă foarte mare, dar la nivel mic, dacă apare nu dintr-un fulger normal, ci dintr-un o scânteie extrem de mică la suprafața unui electrod într-o descărcare, duce la celula de tip biologic. În natură apare, după cum vedeți, fulgerul globular care funcționează într-un regim în contradicție cu legile fizicii, în special cu acea numită lege a doua a termodinamicii, care spune că Universul va muri pe cale de degradare termică. Adică, până la urmă, toate fenomenele care nu sunt termice vor ajunge până la o energie termică care, fiind în echilibru termodinamic, nu mai rămâne nimic. Și asta ar fi așa numită moarte termică a Universului, o teorie care este valabilă de fapt și în prezent. Eu cred că Universul a fost veșnic, că Dumnezeu a fost veșnic, de fapt ceea ce spune și Biblia, și că indirect sau direct dirigează toată această activitate și că noțiunea de timp este de fapt o invenție a creierului omenesc. În sensul că fenomenele toate sunt până la urmă periodice și atunci dacă vorbim așa cum spune Biblia, de fapt că oamenii după moarte o să învie odată, sigur că lucrurile se va întâmpla, însă într-o perioadă extrem de lungă, fiind vorba de periodicitate.